Doamne, n-am avut nici pietre scumpe, dar am tot dreptul să fiu al tău, să spun oricine, orice ar spune, eu am tot dreptul să fiu al tău, dar am tot dreptul să fiu al tău. Chiar alungate, tot dacă aș fi, eu am tot dreptul să fiu al tău, că jertfa sfântă de pe Golgota, când am tot dreptul să fiu al tău, că jertfa sfântă de pe Golgota, când am tot dreptul să fiu al tău. Doresc din suflet să slujesc ție, căci am tot dreptul să fiu al tău, aici în lume și-n veșnicie. Eu am tot dreptul să fiu al tău, aici în lume și-n veșnicie. Eu am tot dreptul să fiu al tău, inima-n sală de bucurie, eu am tot dreptul să fiu al tău. Crecer într-una, el mă conduce, că mi-a dat dreptul să fiu al tău. Crecer într-una, el mă conduce, că mi-a dat dreptul să fiu al tău. Într-una din zile stăteam de vorbă cu instructorul stației CFR Râmnicu Vâlcea. Și mi-e spune, cei mai fericiți oameni astăzi, la ora actuală, sunt cei care au copii mulți. Vă dați seama ce bucurie poate fi în suflet când un tată vede copiii lui zburdând și crescând în ascultare de Dumnezeu. Și toți copiii au plecat și toți sunt în bisericile Domnului și am rămas acasă cu soția. Slăviți să fie Domnul! Amin. Deci Dumnezeu a deschis potița unde putem și frații care veneau la stațiune, veneau la noi, la familia noastră. Că n-avea unde să-și plece genunchii să se roage. Au fost urmăriți de securitate. În 87 și în 81 și în 72. Deci, în 72 și în 81 au fost urmăriți, au fost amendați, au fost chemați în tribunale, o parte din ei, săracii, au ieșit căzut de la credință, era fratele Florea din Bihor și câți alți frați bătrâni care au plecat la Domnul. Frați de la Baia Mare, frați mineri au plecat la Domnul. Stăviți să fie Domnul! La ora actuală, nu pot să vorbesc mai mult decât e scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu putere, să vă dea sănătate, să vă dea binecuvântările Lui, să fie pace în țară, să ne rugăm Domnului, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu e da și amin. Și Domnul să vă binecuvânteze, amin.